cu Rapid, o Cupa României în 75, 2-1 cu Universitatea Craiova în finală, informații de pe site-ul LPP. Un prim atac al Rapidului cu mingea aruncată în partea dreaptă către Martin, acesta urmărește balonul, însă apărarea improvizată a Ceahlăului reușește să respingă și vom mai vorbi despre apărarea improvizată a celor de la Ceahlăul, pentru că nu era destul câte probleme de efectiv avea Florin Marin, i s-au mai și accidentat câțiva jucători și în plus Marc și Slavica sunt suspendați pentru această întâlnire. Da, Dumitraș a suferit o ruptură musculară și nu poate evolua nici el în această partidă. Probleme mari de tot pentru Ceahlăul, mai ales în defensivă, așa cum spuneai și tu. Sunt absențe și la Rapid. Nicolae Vasile și Emil Dică sunt suspendați pentru cumul de cartonașe galbene. Mera, de asemenea, suspendat pentru cartonașul roșu primit etapa trecută cu CSM Seia. Și Bucaca, noul sosit, s-a accidentat, a suferit o ruptură musculară și sunt mai vechile probleme ale lui Doman. De asemenea, Lung și Sandulescu nu pot evolua în această partidă. O mulțime de indisponibili la ambele echipe. În aceste condiții, cei doi antrenori cu greu au reușit să alcătuiesc câte un 11 competitiv, însă iată că rapidiștii încep în forță acest meci, vor să marcheze repede în poarta Ceahlăului pentru a-și face partida mai ușoară. Cum spuneai și tu, Bogdan, în ultimele 11 jocuri, Rapidul are o singură victorie, acel 2-1 cu Universitatea Cluj, și de altfel toate etapele disputate până acum au doar două succese, acel 2-1 de la Chiajna din etapa a doua și victoria cu Ucluj. Ceahlăul are 5 victorii în 16 meciuri disputate pe terenul Rapidului în istoria confruntărilor dintre cele două formații. Ultimul succes al celor de la Piatra Neamț aici în Giulești a fost în urmă cu 2 ani și jumătate. 2-1 câștiga Ceahlăul meciul cu Rapid jucat pe acest stadion. O pasă cu capul al lui Călin, minge este la Mădălin Martin, însă închizătorii Ceahlăului, Onciu și Tăbăcariu, își fac bine treaba. O lansare către Doru Popadiuc, este Bornescu din poartă, la 34 de ani și jumătate, și reușește să degajeze. Nu a făcut-o însă foarte departe, Onciu, capitanul Ceahlăului, cu o lansare către Sebastian Chitoșcă, fundașul dreapta al Rapidului Tânc, este acolo și reușește să rezolve această fază în favoarea echipei sale. Iată-l pe Chitoșcă în prim plan, el, Popadiuc și Ștefănescu, întregul trio ofensiv al Ceahlăului, sunt cu toții internaționali de tineret, jucători foarte tineri și valoroși, pe care i-a mai văzut evoluând. În atacul Ceahlăului, Andrei Pavel, cel care a reușit să marcheze etapa trecută la Giurgiu, primul său gol în această ediție a Ligii 1. Pavel este cel care a faultat, acum a ridicat piciorul prea sus și l-a lovit pe Andrei Tânc, fostul fundaș al Voinței Sibiu. Se pregătește Tânc să reia jocul. Am revăzut faultul lui Andrei Pavel. Acum Vali Negru, cel care nu a jucat etapa trecută împotriva Iașului din cauza unei suspenderi. Călin este ultimul marcator al Rapidului. El a reușit golul victoriei dramatice cu Cluj. Vă spuneam că în ultimele 6 etape Rapidul nu a cunoscut gustul victoriei și nici nu a mai marcat. O acțiune ce se anunța periculoasă a lui Andrei Pavel, cât pe ce să greșească acolo defensiva Rapidului. Iacob și Bornescu nu s-au sincronizat. Recuperarea lui Onciu. Ștefănescu a încercat să deschidă jocul în dreapta, acolo de obicei evoluează Dumitraș. Acum fundaș dreapta improvizat este Andrei Țepeș, cel care a pasat înapoi. O minge care îl căuta pe Doru Popadiuc, însă acesta plecase pe un alt culoar. Spune de situația Rapidului, într-adevăr, pe teren propriu, cel puțin giuleștenii le-au rămas datori fanilor. Au până acum o victorie, un rezultat de egalitate și 5 înfrângeri din 7 meciuri disputate aici în Giulești. Doar 4 puncte adunate din 21 posibile. Da, Rapidul, ca și Ceahlăul, de altfel, cele două echipe au adunat mai multe puncte din deplasare. Rapidul a adunat 4 din meciurile din Giulești și 5 din deplasare. De partea cealaltă, Ceahlăul, 6 pe teren propriu, 7 din deplasare. Va fi lovitură liberă pentru Ceahlăul Piatra Neamț. Se pregătește să execute acolo Popadiuc, jucător convocat de noul selecționer al Naționalei de Tineret a României, Mihai Teja. De altfel, Popadiuc și Ștefănescu de la Ceahlăul au fost convocați pentru amicalul Naționalei de la Belgrad cu Serbia. În cele din urmă
Gorea a fost lăsat să bată această lovitură, un jucător provenit de la satelitul Ceahlăului. Bate Gorea și o face foarte bine. Intervenție extraordinară a lui Bornescu. Foarte bun șutul acestui fotbalist, Răzvan Gorea. L-am văzut jucând pentru Ceahlăul și în Cupa României în partida din Optim cu ASEA Târgu Mureș și atunci Ceahlăul a fost învinsă clar fără drept de apel cu 4-0 de trupa lui Cristi Pustai. Să vedem cornerul în favoarea oaspeților. Popadiuc este cel care centrează, o face în careul, în marginea careului mic, acolo au fost câțiva jucători care au dat pe lângă minge și Rapidul poate pleca pe un contraatac. Vali Negru deschide în partea stângă, să vedem răspunsul lui Coman, care însă este deposedat și Ceahlăul reușește să revină în posesia acestui balon. Țepeș Ștefănescu se luptă acolo pentru balon cu Iacob, are câștig de cauză fundașul central al Rapidului. Bornescu acum. Bornescu cu câteva intervenții formidabile. Etapa trecută împotriva celor de la CSM Iași nu a reușit să evite înfrângerea echipei sale. Iașiul a câștigat dintr-un penalti transformat de Wesley. Brazilianul a mai ratat o altă lovitură de la 11 metri, însă, per total, Iașiul a meritat victoria. A fost echipa cu marile ocazii ale acelei partide. Nu reușesc rapidiștii să declanșeze mai repede atacul. Bornescu, schimb de pase cu colegul său din defensivă, lung. Acum vine degajarea lui Bornescu până la Roșu. Mădălin Martin se anunță un contraatac promițător al Rapidului. Roșu combină cu Martin și se dă fault la această intervenție asupra lui Mădălin Martin. O minge pentru specialistul Daniel Pancu. Alexandru Margină, fundașul stânga al Ceahlăului în această seară, este cel care l-a atacat neregulamentar pe Mădălin Martin, golgheterul Rapidului din sezonul trecut, faultat chiar în marginea careului. Este o fază de revăzut, eventual. Am avut senzația că erau un pic în interiorul suprafeței de 16 metri, cei doi în momentul contactului. Se vor analiza toate aceste faze în pauza și la finalul meciului, la fotbalul unde vă așteaptă Roxana Ciuculescu alături de invitații săi. Și, într-adevăr, Daniel Pancu este cel care execută. Golgheterul Rapidului cu două reușite în acest campionat, Daniel Pancu. Să vedem dacă va fi o execuție direct pe poartă sau dacă Pancu va prefera să arunce mingea în careul lui Calancea. Pancu direct pe poartă, însă mingea se lovește în zid. A încercat Pancu să dribleze doi adversari. Ceahlăul s-a apărat bine și pleacă la atac. O minge pentru viteza lui Popadiuc. Se apără bine rapidiștii. Minutul 9, 0-0. Rapid Ceahlăul în Giulești. Vorbeai mai devreme, Bogdan, despre parcursul Rapidului din ultimele etape. La Ceahlăul nu este niciun secret. Odată cu ruperea capitanului și a golgheterului echipei, Vlad Achim, care s-a întâmplat în etapa a 8-a la acel 2-2 de acasă cu FC Brașov, de atunci Ceahlăul și-a început căderea liberă și iată a ajuns până pe locul 14 în clasament. Doar două puncte scoase de cei de la Piatra Neamț în ultimele 6 etape și în rest 3 înfrângeri. Acasă cu Botoșani, în deplasare cu Petrolul și de asemenea etapa trecută în deplasare la Giurgiu. Extrem de important, Vlad Achim a suferit ruptură de ligamente, va reveni de-abia în primăvară dacă totul va merge bine pentru el. Rapidiști în ofensivă cu fundașul stânga Marian Stoica, a pasat cu Martin, să vedem acțiunea acestuia din urmă. Poate pasa înapoi pentru Valinegru. Tânc este liber la centrul terenului pentru Madalin Martin. Dribling scurt, centrare în careul Ceahlăului și se cere corner. Într-adevăr, Coman a observat că un jucător al oaspeților a șters mingea cu capul și va fi lovitură de la colțul terenului în jumătatea de teren a Ceahlăului. L-am văzut și pe portarul moldovean Nicolae Calancea, revenit între buturi ca titular după ce Iovici a fost o perioadă preferată. Corner pentru Rapid, apare acolo Iacob, acum Roșu. Roșu a fost
deposedat acolo de margine și șansă de contraatac pentru Ciaclăul. Ștefănescu nu se înțelege însă cu Chitoșcă, o bună șansă irosită de cei de la Ciaclăul. Vorbeai de faptul că nemțenii au acumulat doar 3 puncte în ultimele 7 etape, 3 remize, toate cu același scor, 2-2. Iată-l acum pe Mădălin Martin, are viață grea în acea bandă stângă, margină. Martin susținut de Tânc, intervine margină și va fi tușe pentru Gazde, pentru Rapid. Se resimte însă fundașul stâng al Ciaclăului, Alexandru Margină, este căzut în apropierea liniei de tușă. Va fi probabil scos în afara terenului dacă va avea nevoie de îngrijiri medicale, însă nu, până la urmă se ridică și își reia locul. Rapid repune de la margine prin fundașul dreapta Tânc. Reprimește Andrei Tânc, centrează în marginea careului, încercare de reluare a lui Coman din pole și ocazie de contraatac a Rapidului. Viteza lui Doru Popadiuc, care îl pierde pe drum pe Marian Stoica, îl urmărește Vali Negru. Pe Popadiuc este în fața sa, în marginea careului aștepta Andrei Pavel, însă iată-l pe Onciu, capitanul Ciaclăului, care schimbă pentru Chitoșcă. Offside, s-a ridicat Fanianul de la margine. Asistentul de la tribuna 2 este Marius Badea din Râmnicu Vâlcea, cel care a semnalizat această poziție de afară din joc în care se află Sebastian Chitoșcă. Marian Rada, antrenorul Rapidului, îngrijorat de subțirimea lotului rapidist, spunea că e foarte greu să scoată Rapidul din zona minată a clasamentului, pentru că lotul nu are valoare. Sunt promisiuni că în iarnă vor veni 3-4-5 jucători de valoare, spunea Marian Rada. Asta își dorește Marian Rada. Da, acum Mădălin Martin. Martin pentru Roșu. Ce intervenție a avut acolo Gorea. Extraordinară intervenția fundașului de la Ciaclăul. Rapidul insistă, Tânc și un fault urât al lui Chitoșcă. Vine arbitrul Feșnic acolo și să vedem dacă se va lăsa cu avertisment sau nu. Deocamdată avertisment verbal. Ezită încă centralul din Cluj-Napoca să scoată cartonașul galben din buzunar, deși poate la această fază se impunea intrare întârziată a lui Chitoșcă și fără niciun rost în marginea terenului. Au trecut 12 minute, Ciaclăul este deocamdată fără gol în această seară aici în Giulești. Ultima oară s-a încheiat 0-0 între Rapid și Ciaclăul 97, când Rapidul era gazdă. Să vedem lovitura liberă rapidiștilor cu Coman centrând în careu, încercare de reluare a lui Vali Negru din cădere. Mingea s-a lovit de un fundaș al nemțenilor și oaspeții pleacă din nou pe contraatac cu viteza lui Doru Popadiuc. Sprintează Andrei Țepeș, însă Popadiuc ține în continuare balonul și până la urmă este deposedat. Doar pentru moment a recuperat foarte bine Onciu. Andrei Pavel a marcat, spuneam, la Giurgiu etapa trecută. Ciaclăul spera la un punct extrem de important pe terenul Astrei. Au fost învinși în minutul 87 prin golul lui Sadat Bucari. Frumos topul lui Pancu, a fost mingea jos, să uite să vadă ce opțiune are. L-a găsit pe Vali Negru în flancul drept. Negru față în față cu Gorea, intră în careu, pasă la întâlnire pentru Pancu și apoi Mădălin Martin nu ajunge la acest balon, respins de tânărul Tăbăcariu, venit din postura de capitan al echipei a doua a Ciaclăului. O pasă greșită acum a lui Marian Stoica, un cadou făcut nemțenilor. În ultimele 7 deplasări în Giulești, Ciaclăul a reușit o singură victorie, aceea de care v-am vorbit mai devreme, acel 2-1 din martie 2012. În rest, 5 victorii ale Rapidului și un rezultat de egalitate. Ciaclăul, o echipă arțăgoasă, o echipă disperată după puncte, la fel este și Rapidul. Să sperăm că va rezulta un meci extrem de pasionant. Din punct de vedere al antrenorilor, Marian Rada a jucat de 4 ori ca tehnician împotriva Ciaclăului, a câștigat 2 meciuri, unul s-a încheiat la egalitate și a pierdut o singură dată. E nevoie de intervenția medicilor rapidiști, am senzația că Tânc are nevoie de îngrijiri medicale acolo în dreptul băncii de rezerve a Rapidului. Un aut pe care l-a bătut margină. Ichim, iată, cel mai veteran, dacă pot să spun așa, dintre fundașii Ciaclăului și el nu a început acest campionat ca titular. Lung este fotbalistul Rapidului, care acuză probleme. Să urmărim însă acest șut frumos, un șut cadrat al lui
Țepeș, într-adevăr, a urcat în atac și i-a dat ceva emoții lui Bornescu. Deocamdată rapidiști în 10 oameni, pentru că arbitrul nu-i permite lui Lung să revină pe teren. Faza este însă, se derulează departe de poarta lui Bornescu. Revedem insinuarea în atac a lui Țepeș și șutul deloc rău. Bornescu însă a închis bine acolo, apărat bine colțul scurt, a închis unghiul și nu a avut mari probleme. De altfel, Țepeș, un jucător foarte ofensiv, el este folosit acum fundaș dreapta din cauza accidentărilor și a suspendărilor pe care le are Ceahlăul. Țepeș nu este străin de porțile adverse. Vorbeam mai devreme despre Ichim. A început Ceahlăul această ediție de campionat cu Marc și cu Kazan în centrul apărării. Ichim era rezervă și iată acum, în urma numeroaselor indisponibilități pe care le are Florin Marin, centrul apărării este acest fundaș cu numărul 5, care s-a aflat mai devreme la minge. Iulian Roșu deschide jocul în stânga, Mădălin Martin față în față cu Alexandru Margină, încearcă centrarea, este blocat și va fi doar o repunere de la Margină. Marc este suspendat, iar Kazan, și el suspendat, da, iar Kazan nu este refăcut după o fractură de piramide nazală. O echipă întreagă nu are la dispoziție, chiar cea mai bună echipă. Călin pentru Roșu, șutul lui Roșu defectuos, ar fi putut transforma într-o pasă, așa se și întâmplă. Coman pentru Pancu, intervenția lui Calagea, extraordinară! Intervenția lui Gorea, dublă ocazie pentru Rapid, care continuă să pună o presiune teribilă asupra porții Ceahlăului. Tânc acum, urmează centrarea, Tânc resping defectuos nemțienii, dar acum pot pleca la atac, nu? Pentru că Pavel a încercat acolo o execuție mult prea pretențioasă. Pentru Rapidul, situația în care se află, într-adevăr. Da, Rapidul este împins de la spate de această galerie extraordinară. Martin aștepta acolo o posibilă greșeală a lui Chitoșcă. Rapidul continuă să preseze, posesie prelungită a echipei lui Marian Rada. Martin, dezamăgitor, nu i-a ieșit combinația cu Pancu. Chitoșcă a venit în sprijinul apărării, el este cel care a scos mingea din defensivă. O deviere a lui Andrei Pavel, ce contraatac putea să dezvolte mai devreme Ceahlăul dacă Pavel nu încerca acea deviere cu călcăiul din aer, din vole. Sar la cap Tăbăcariu și Pancu, ce diferență de vârstă între cei doi, aproape 18 ani. Între cei doi adversari de la faza de mai devreme, îl vedem pe Lung, evoluează cu bandaj la buză, probabil a primit și el o lovitură în buză și a spart buza. Noi revedem acțiunea Rapidului de mai devreme, dubla ocazie, mai întâi Roșu și apoi Pancu, nu au reușit să-l învingă pe Calancea. Jocul reluat cu Ceahlăul, încercând să ducă mingea către careul advers. Rapidiștii se apără bine, Iacob avansează cu mingea la picior. L-a văzut pe Daniel Pancu, acolo este și Alexandru Coman, care are viteză foarte bună, îi trimite lui Pancu la întâlnire. A venit Onciu după adversarul său direct. Centrare în careul mic al Ceahlăului, Margină evită cornerul, însă trimite în afara terenului, în aut. Vorbeam de internaționali, de tineret de la Ceahlăul, de Ștefănescu și de Popadiuc. În lotul Ceahlăului mai sunt și alți internaționali, cum este cazul lui Calancea, cel care a fost convocat la Naționala Moldovei. De asemenea, Slavikas a primit și el telegramă de convocare la Naționala Lituaniei. Rapidul cu o nouă ocazie, șutul lui Călin este blocat și va fi corner pentru giuleșteni. Da, Rapidul presează, Rapidul este foarte aproape de a deschide scorul. Până acum Ceahlăul s-a apărat bine, însă au început să apară greșelile în defensiva echipei lui Florin Marin. Un corner pe care îl va executa Roșu. Iulian Roșu se uită în careu, are 5 coechipieri acolo. Vine centrarea în marginea careului mic, ocazie pentru Lung, pentru Iacob și din nou nemțenii reușesc să respingă din 3 metri. Țepeș face semn că este accidentat, însă jocul nu poate fi oprit pentru că Rapidul este din nou în ofensivă. Coman, acesta este Daniel Lung, centrare pe partea cealaltă a careului advers, însă Daniel Pancu nu mai reușește să ajungă la acest balon și încă o ocazie importantă a Rapidului se înregistrează în minutul 19. Golul plutește în aer, ocazie după ocazie la poarta lui Calancea. Defensiva improvizată a lui Florin Marin dă rateu după rateu, însă nici Rapidul nu are clar viziune acolo în față, nu are precizie deocamdată.
ori portarul Calancea, ori, spuneam, imprecizia jucătorilor rapidiști s-au opus deschiderii scorului. Vorbeam despre problemele cu eficacitatea la Rapid. Până acum, din 13 etape, rapidiștii au încheiat 9 dintre ele fără să marcheze, ultimele 6 la rând. De la acea victorie 2-1 cu Universitatea Cluj, Rapidul nu a mai reușit să marcheze nici măcar un gol. Au făcut-o în cupă, într-adevăr, însă au fost eliminați. Dar doar 6 goluri marcate de Rapid în 13 etape. Cel mai slab atac din Liga 1, la egalitate cu Oțelul. Acum Coman. Coman apără Calancea din nou. Cel mai bun om al Ceahlăului în aceste 20 de minute. Portarul Calancea cu 3 intervenții fantastice. Așa este, Calancea a venit cu poftă de joc. Ceahlăul l-a înțeles când a avut nevoie. El l-a împoit în urmă cu o lună pentru a merge acasă să se însoare. Apoi Calancea și Clonin au fost convocați la Naționala Moldovei. Au revenit, Clonin s-a accidentat și iată perechea de mijlocași centrale a Ceahlăului, folosită în ultimele 3 etape, este cea formată din Onciu și Tăbăcariu, după absențele lui Achim și Clonin. Deschidere în dreapta către Mădălin Martin, margine, nu? Chitoșcă ratează intervenția, însă tot Chitoșcă revine, luptă și câștigă posesia. Îi face semn margine să nu se grăbească și într-adevăr Chitoșcă îl ascultă, îl lasă mingea fundașului stâng al echipei sale pentru a repune. Noi revedem faza de mai devreme cu șutul lui Alex Coman din unghi, putea să-l învingă pe Calancea, putea să și centreze la acea fază, pasa decisivă i-a aparținut lui Daniel Pancu. Cătălin Ștefănescu, jucătorul Ceahlăului, era optimist înainte acestei partide. Spunea că, în opinia lui, situația Rapidului este chiar mai dificilă decât cea în care se află cei de la Ceahlăul, care nici ei nu o duc extraordinar în ceea ce privește partea materială. Și spunea Ștefănescu că speră ca Ceahlăul să dea lovitura aici în Giulești. Deocamdată Rapidul se joacă cu ocaziile, scorul însă este egal 0-0. Mădălin Martin caută o soluție, o găsește pentru Roșu. Roșu urmează centrarea, gol! Mădălin Martin! 1-0 Rapid, minutul 22, superbă execuția lui Mădălin Martin, unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului în sezonul trecut, sezonul promovării în Liga 1. Revedem acțiunea, Martin pentru Roșu, acesta din urmă îi întoarce serviciul și execuția lui Martin este de jucător de clasă. 1-0 pentru Rapid în meciul cu Ceahlăul. Superbă combinația dintre Martin și Roșu, un give and go, cum spun englezii, și apărarea Ceahlăului cedează până la urmă. Era aproape inevitabil să se întâmple acest lucru, pentru că se simte și se vede Ceahlăul are o echipă experimentală în teren și în aceste condiții rapidiștii au putut să-și creeze numeroase ocazii de gol. Jumătatea primei reprize, Rapid reușește să deschidă scorul și speră rapidiștii la a treia victorie în această ediție de campionat. O victorie care i-ar face să aibă în total 12 puncte după primele 14 etape și să aștepte pauza de iarnă, sau în fine, finalul de tur de campionat și apoi pauza de iarnă cu ceva mai multe speranțe. Primul gol al lui Mădălin Martin în acest sezon de Liga 1. El a avut șansa să marcheze și în meciul de cupă cu CFR Cluj. A avut o ocazie monumentală la 1-0 pentru Rapid. Mădălin Martin a ratat cu poarta goală. Apoi CFR-ul, odată scăpată cu bine din acea fază extrem de dificilă, a reușit să dea lovitura, a marcat de două ori și a mers mai departe în cupă. E nevoie de intervenția medicilor rapidiști, pentru că un jucător al gazdelor, cred că Daniel Pancu, este căzut în apropierea centrului terenului. Nu, Pancu este în propria jumătate de teren, probabil Coman sau Negru. Vali Negru este, Vali într-adevăr, Negru, cel care se ridică cu greu. Vorbește cu el centralul Horațiu Feșnic. Până acum niciun cartonaș galben în această întâlnire. Și suporterii giuleșteni sunt extrem de mulțumiți. Echipa lor i-a răsplătit până acum cu faze numeroase de gol și chiar cu reușita lui Martin din minutul 22. Facem deja calcule. La acest scor, spuneam, Rapidul ar avea 12 puncte, ar egala Concordia Chiajna în clasament. Trece peste Iași? Da, la gol avantaj Chiajna are minus 10, Rapidul are minus 12 în acest moment. Ar trebui să mai marcheze Rapidul pentru a mai câștiga poziții în clasamentul Ligii 1. Gorea schimbă cu Ichim.
Mai departe Andrei Țepeș îl driblează pe, pe Alexandru Coman. Onciu către același Țepeș. Ceahlăul nu a jucat rău în această primă jumătate de primă repriză, însă ocaziile pe care le-au avut la poarta lui Bornescu nu au știut să le trateze cum trebuie și în apărare s-a văzut totuși că nu sunt jucătorii titulari cei obișnuiți pe posturile lor. O greșeală acum a lui Roșu. Nu s-a înțeles acolo cu Pancu. Iulian Roșu, omul cu asistul de la golul lui Mădălin Martin. Foarte frumoasă faza din care rapidiștii au reușit să marcheze. Țepeș schimbă cu Tăbăcariu, din nou Țepeș în mijloc pentru Gorea. Ne aducem aminte ce șut bun a avut Gorea din lovitură liberă, dar intervenția extraordinară a lui Bornescu a făcut ca scorul să fie egal la acel moment. Acum Călin iese cu tot cu minge în afara terenului de joc. Bornescu a fost omul începutului de repriză pentru Rapid și ocazia lui Țepeș, dacă ne amintim, singur cu Bornescu, portarul Rapidului a reușit să apere și și-a menținut echipa în joc. Iată că cu echipierii lui Bornescu i-au întors favorul. Lansarea lui Ichim, știe că a lovit prost în minge, celălalt număr 5. Este vorba despre Daniel Lung, a respins cu capul. Rămân însă nemțeni în ofensivă. Doru Popadiuc urmărea acest balon primit de la Onciu. Luptă între Roșu și Ichim, cade jucătorul Rapidului și cred că vom vedea primul cartonaș galben al acestei partide. Este chemat la ordine Ichim și nu primește cartonaș galben. Un ultim avertisment verbal și în cazul lui. O mână pe care Ichim i-a pus-o în gât acolo lui Roșu. De obicei astfel de intervenții se sancționează. Arbitrul acestei partide este îngăduitor în această seară. În apărarea seară lui se spune că nu a fost o lovitură totuși, ci o împingere mai insistentă totuși. Lovitură liberă pentru rapidiști. Niciun jucător foarte avansat către care să meargă mingea. Diagonală către Mădălin Martin. Marcatorul golului nu reușește însă să ajungă în posesia mingii, pentru că în fața sa Alexandru Margin a respins cu capul. A venit Andrei Tânc pentru a repune balonul în joc către același Iulian Roșu. Se ducea balonul și iată Ceahlăul nevoit, fundașii Ceahlăului nevoiți de multe ori să bubuie mingi la disperare în tribună, doar pentru a scăpa de pericolul din propriul careu. Minutul 28, Rapidul conduce cu 1-0 și continuă să atace. Rapidiștii probabil că au urmărit partidele care s-au jucat în această etapă, au văzut greșelile făcute de cei de la Astra, de exemplu, ieri la Galați, când au condus cu 1-0 până în minutul 87, s-au mulțumit cu acel avantaj minim și au fost pedepsiți, au pierdut 2 puncte pe final de meci. Să vedem acest nou atac cu Marian Stoica, centrând în careu pentru Iulian Roșu. Ichim respinge acolo, nu foarte departe, Onciu cu stop pe piept și apoi minge către Chitoșcă. Lasă Tânc pe Chitoșcă să preia și drept urmare Chitoșcă îl depășește în viteză. E faul din spate și de această dată Mădălin Martin nu scapă. Marcatorul singurului gol de până acum vede și primul cartonaș galben al meciului pentru un fault intenționat din spate. Bine făcut, dacă mă întreb pe mine, pentru că dacă îl scăpa pe Chitoșcă era mare pericol. Da, se anunța o fază periculoasă pentru poarta lui Bornescu. Și-a asumat Mădălin Martin acest faul, da. Și asta pentru că Tânc mai devreme nu a intervenit decisiv, a reparat Martin greșeala fundașului dreapta al echipei sale. Va fi lovitură liberă pentru Ceahlăul. Popadiuc se pregătește să execute. O minge aruncată în careul lui Bornescu, lovitură de cap! Și ce ocazie! Ce ocazie au nemțenii! Gorea din nou apare la finalizare. Extraordinar acest fotbalist, mai bun pe fază ofensivă. Să ne aducem aminte însă că el a avut o intervenție fantastică și în defensivă, atunci când a respins de pe linia porții un șut periculos al rapidiștilor. O surpriză plăcută acest Răzvan Gorea. Da, a fost cel mai mare pericol până acum pentru poarta lui Bornescu, acest număr 2 al Ceahlăului. Andrei Pavel joacă foarte retras, iată, la aproape de centrul terenului. Așteaptă să primească mingea de la margină. Acesta îl caută pe Chitoșcă, agățat de Tânc, care îl faultează de această dată pe numărul 17 al Ceahlăului. Scapă Tânc fără cartonaș galben, însă la următoarea intervenție cel mai probabil va fi și el avertizat. Gorea, ca mulți dintre
componenții Ceahlăului care se află pe teren în acest moment. Vine de la echipa a doua a nemțenilor. Foarte mulți puști, foarte mulți jucători, foarte tineri crescuți de Ceahlăul și aruncați în lupta ligii întâi. Centrează Popadiuc, a sărit acolo Ichim la cap, însă nu a reușit să atingă acest balon. Cu capul drept, urmare va fi au de poartă repus mingea în joc de Mircea Bornescu. Obligați practic cei de la Ceahlăul să promoveze jucători din propria pepinieră, pentru că nu o duc extraordinar cu banii. Noi revedem acțiunea care a dus la deschiderea scorului, acea combinație roșu, Mădălin Martin, acesta din urmă l-a executat pe portarul Calancea. Vă spuneam de problemele Ceahlăului, oficialii nemțeni spuneau că echipa este de vânzare și că așteaptă un investitor care să se angajeze că va plăti datoriile care se cifrează undeva la 1.300.000 de euro. Da, de vreo două luni cel puțin tot așteaptă cei de la Ceahlăul. Au făcut acest anunț la scurtă vreme după începutul campionatului, atunci Ceahlăul avea datorii de 600.000 de euro. Între timp însă se pare că se vinde greu Ceahlăul. Am revăzut faultul asupra lui Doru Popadiuc, lovitură liberă pentru oaspeți. Aceste faze fixe pot fi un avantaj pentru cei de la Ceahlăul, care în mod normal nu au la o fază cursivă de joc, nu au cum să aducă 5 oameni în careul advers. De urmărit finalizarea, fundașii centrali sunt amândoi acolo, și Gorea și Kim, împreună cu Andrei Pavel, cu Popadiuc și cu Onciu. Așteaptă cu toții o centrare bună din partea lui Chitoșcă. Avertizați rapidiștii de acest Răzvan Gorea, luat în marcaj strâns, jucătorul Ceahlăului. Tânc se apără om la om acolo și intervine arbitrul Feșnic, tocmai da, pentru a-i calma pe cei doi. Tânc îl luase în brațe pe Gorea. Acum se execută lovitura liberă. Cred că a vrut să tragă direct pe poartă Chitoșcă și un rapidist s-a interpus acolo, a pus capul și până la urmă iese un corner. Rămân în formația ofensivă cei de la Ceahlăul, tot erau cu toții în careul celor de la Rapid. Se schimbă executantul, Doru Popadiuc vine să bată cornerul cu piciorul drept. I-au ieșit pereal din barbă lui Mircea Bornescu la 34 de ani. Centrarea lui Popadiuc, periculoasă. Cred că Gorea a fost cel care a trecut pe lângă balon. Rapidiștii au respins însă nu foarte departe. Nu este offside la această fază. Ce ocazie are Pavel, Andrei Pavel, față în față cu Bornescu și intervenția salvatoare a lui Pepe Bornescu, cel care vorbea de un blocaj psihic în ceea ce privește atacul Rapidului. Se pare că s-au descătușat jucătorii lui Marian Rada după golul marcat de Mădălin Martin. Încă o dată am văzut ocazia monumentală a lui Andrei Pavel în situație de 1 contra 1 cu portarul Bornescu. Pavel nu a găsit poarta. Îți amintești, Bogdan, că dat la fel și etapa trecută la Giurgiu, putea să aducă Ceahlăul în avantaj Andrei Pavel după ce tot el egalase la 1 și încă o dată faza de mai devreme cu poziția de offside semnalizată la Doru Popadiuc. Între timp Rapidul a revenit în ofensivă, minge către Daniel Pancu. Tot jucătorii lui Marian Rada sunt cei care continuă atacurile cu Coman, pasându-i lui Pancu. Centrarea capitanului rapidist este respinsă din centrul careului de Gorea, nu foarte departe. Rapidul rămâne în ofensivă. Ce pasă pune Daniel Pancu, centrarea lui Coman, Gorea respinge din nou. Este un asediu total în jurul careului lui Nicolae Calancea. Același Alex Coman pune mingea jos, îl ajută fundașul stâng al Rapidului, nu este Daniel Pancu. Acum primește Călin, poate șuta de la distanță, însă balonul se duce destul de mult peste poarta Ceahlăului. Rămâne 1-0 între Rapid și echipa nemțeană în momentul în care ne apropiem de ultimele 10 minute ale primei reprize. Vorbea de faptul că se vinde greu Ceahlăul, oficialii de la Piatra Neamț și Rapidul speră... se vinde și mai greu. Oficialii de la Piatra Neamț speră ca măcar să vândă niște jucători în această iarnă. Dumitraj, Marc, Popadiuc, Ștefănescu, Ichim, Achim, Chitoșcă sau Margină sunt jucători, unii dintre ei cu oferte, alții care sunt monitorizați de echipe, cluburi din România, dar și din străinătate, din Kazahstan, Rusia sau Belgia.
Așa că se anunță o iarnă agitată și la Ceahlăul, evident și la Rapid. E posibil ca din retur Rapidul să aibă un alt antrenor. Se vorbește de Cristiano Bergodi, cel care a și venit la București, însă nu s-a înțeles cu patronul din Giuleș, Valeriu Morar. A venit, a văzut, a vorbit și deocamdată nu se face trecerea sa în Giulești. Lovitura liberă acum pentru rapidiști. Toate fazele interesante din prima repriză vor fi analizate în pauză la Fotbal Loc. Roxana Ciuhulescu i-are invitați pe George Galamaz și pe Marius Mitran. De asemenea, cele mai interesante goluri, cele mai frumoase reușite pot fi văzute încă o dată în Liga Magazin, programul care pune punct fiecare etape din Liga 1. Mâine seară de la ora 20 vom avea toate rubricile cu care deja v-ați obișnuit. O deviere frumoasă din călcâi a lui Iulian Roșu, însă acolo a reușit să respingă Ichim. Onciu deschide jocul în dreapta, Popadiuc pasează înapoi, din nou Onciu a primit de la Țepeș, rapidiștii fac pressing, îl obligă pe Andrei Țepeș să trimită înapoi. Calancea nu se pierde cu firea, reușește să trimită până la mijlocul terenului, însă iată rapidiștii își sufocă practic adversarul cu acest pressing ucigător. Fundașii nemțeni nu găsesc de multe ori altă variantă decât această pasă înapoi către propriul portar. Ceva mai devreme, Mădălin Martin i-a dat mingea printre picioarele lui Tăbăcariu. L-am văzut pe Marian Rada, cel care a vrut să renunțe săptămâna trecută, a vrut să-și dea demisia, a spus însă că a fost rugat să rămână până la iarnă, atunci când cel mai probabil, vă spuneam, Rapidul va avea un nou antrenor. S-a vorbit și de Mircea Rednic, acesta însă a spus că nu vine în Giulej. Mircea Rednic, nimeni altul decât antrenorul cu care Rapid a câștigat ultimul titlu în sezonul 2002-2003. Mădălin Martin! Șut ratat. Spuneai de programul Rapidului, nu, de obiectivele Rapidului până la iarnă. Nu au program ușor giuleștenii. Etapa viitoare, după această pauză pe care campionatul o va lua în urma meciului pe care Naționala României îl joacă peste 4 zile cu Irlanda de Nord pe arena națională. Rapidiștii joacă așadar în etapa 15-a la Craiova cu CS Universitatea, apoi primesc aici în Giulești vizita lui CFR Cluj, care a mai fost în Giulești nu cu multă vreme în urmă, aproape 2 săptămâni, și i-au eliminat din Cupa României. Apoi Rapid încheie turul de campionat la Târgu Jiu în fața Pandurilor, o echipă care și-a revenit după o perioadă destul de slabă. Au învins în această etapă în deplasare la Brașov cu 3-0. Aș spune că e chiar un program infernal, având în vedere că CSU Craiova, primul adversar de după pauză, a ajuns iată la 8 meciuri fără înfrângere în Liga 1. Acum Călin ajută Tânc însă pierde mingea în fața lui Chitoșcă. Gorea încearcă Roșu un pressing de unul singur. Foarte bun Chitoșcă atunci când vine în sprijinul apărării, se simte atunci sprijinul pe care îl aduce fundașului stânga improvizat al echipei sale, lui Alexandru Margina. În schimb, în ofensivă, Ceahlăul are nevoie de mai multă concentrare. Onciu reușește să scape, îi pasează lui Chitoșcă în marginea carului, față în față cu Andrei Tânc. Chitoșcă se pierde în dribling, uită balonul, nevoie să se întoarcă, dublează foarte bine rapidiștii și Chitoșcă trebuie să paseze înapoi. Margină pentru Tăbăcariu. Diagonală interesantă, îl căuta pe Doru Popadiuc, însă mingea este pe un alt culoar și este și mult prea tare. Drept urmare, din nou Pepe Bornescu va repune balonul în joc din marginea propriului careomic. Și pentru că am vorbit de programul Rapidului până la finalul turului de campionat, să spunem și despre Ceahlăul, care în etapa următoare joacă acasă cu Oțelul. Acela va fi un alt derby al suferinței. Oțelul a reușit ieri să înregistreze al 8-lea punct în această ediție de Liga 1 în fața Astrei. Apoi Ceahlăul joacă și ea la Craiova, o etapă mai târziu decât Rapidul, și încheie etapa 17-a pe teren propriu cu Universitatea Cluj. Minutul 39, Rapid Ceahlăul 1-0, gol marcat de Mădălin Martin. Interesant faptul că Rapid a primit cel puțin un gol în toate meciurile jucate în Giulești. Vom vedea dacă această tradiție, să spunem, nefastă pentru giuleșteni se va respecta sau nu și în această seară. Pancu, în fața golului 2, Pancu!
Ce ocazie! Uluitor. Rari se întâmplă. Uluitor a arătat Panculin, 7 metri. Dintr-o asemenea poziție și făcuse excelent mingea, adversarul său direct era pe jos. Pancu parcă prea sigur că va marca, ratează execuția. Vedem aici, îl păcălește pe tânărul Gorea. Pancu are tot timpul din lume pentru a-l executa pe Calancea, însă trage dezamăgitor. Pancu, golgheterul Rapidului, dacă putem spune așa, cu două goluri marcate până acum în primele 13 etape. Au mai înscris Buș, Călin, Ciolacu și Emil Dică, câteodată fiecare. Și acestea sunt toate golurile până la cel înscris de Mădălin Martin în minutul 22 în această seară. Golul lui Martin, al șaptelea al Rapidului din acest sezon. Putea fi 2-0 pentru Rapid dacă Pancu ar fi nimerit poarta. Calancea cred că nu ar fi putut interveni, însă am asistat la o ocazie imensă a rapidiștilor. Mădălin Martin este atacat acolo de margină, pierde mingea rapidistul și acum Gorea degajează pentru Andrei Pavel. Acesta prelungește ca un adevărat pivot, nu iese însă combinația nemțenilor, se zbate acolo lung. A câștigat duelul, însă posesia aparține oaspeților. Se dau lupte adevărate la mijlocul terenului pentru posesie. Ștefănescu, o combinație cu Chitoșcă, acum Tăbăcariu, posesie prelungită a nemțenilor, care însă nu găsesc culoare de pătrundere spre poarta lui Bornescu. Ichim, nevoit să întoarcă pentru Tăbăcariu, Rapidul se apără cu toată echipa în propria jumătate de teren. Da, și Ceahlăul nevoită să întoarcă mingea la centrul terenului, Chitoșcă joacă din nou mult retras. Am vorbit de golgheteri mai devreme, Pancu cel mai bun marcator al Rapidului. Un pic ciudat este faptul că în lipsa lui Vlad Achim, principalul marcator al nemțenilor, George Cârjan, este doar pe banca de rezerve în această seară în Giulești. A fost preferat acest Andrei Pavel, care într-adevăr vine după reușita din etapa trecută de la Giurgiu, dar Cârjan este un jucător mult mai bun de contraatac. Să vedem acțiunea ofensivă a Rapidului. A fost căutat Pancu cu o pasă filtrantă, însă balonul nu a ajuns la el. Tot Pancu a revenit și a deposedat. A semnalizat pentru scurtă vreme un offside asistentul de la tribun una a doua, Marius Badea, după care observând că a ieșit Bornescu din poartă, a lăsat repede panionul jos. Iată-l pe Andrei Pavel, destul de greoi, într-adevăr înalt, bun la jocul aerian, însă tehnică și combativitate destul de scăzute în comparație cu Cârjan, cu vârful de atac adus la Ceahlăul de la FC Botoșani în această vară. Respinge Tăbăcariu cu capul pe spate până la Chitoșcă. Imediat apare Tânc și din nou Chitoșcă îl faultează pe Tânc. Ultima oară a fost avertizat verbal de centralul Feșnic și acesta este și motivul protestelor fanilor rapidiști, care și-ar dori un cartonaș galben pentru mijlocașul stâng al Ceahlăului. Rapidul în căutarea primului succes cu Marian Rada pe bancă în acest sezon. Până acum da, un egal și trei înfrângeri, da, vorbeam de campionat, da. Un egal și trei înfrângeri pentru rapidiști cu Marian Rada pe bancă. Și ce obiectiv avea Ionel Ganea la începutul campionatului? 17 puncte în primele 10 etape. Rapidul, după 14 etape acum, la acest scor, ar avea 12 puncte în clasament. Și Marian Rada, în momentul revenirii sale pe banca Rapidului, a spus că vrea să termine sezonul pe locul 8. Un obiectiv. Ultimele două minute ale primei reprize. Rapid conduce prin reușita lui Mădălin Martin din minutul 22. Au mai fost multe ocazii chiar la ambele porți, și Bornescu și Calancea au avut multă treabă în această primă repriză. Ne putem declara nemulțumiți că am văzut doar un gol până acum în această primă parte. Puteau fi mult mai multe reușite, însă și atacanții au greșit și portarii și-au făcut treaba foarte bine. Respinge lung. O minge la centrul terenului pe care marginea o recuperează pentru echipa sa, apoi Gorea cu o minge cu care încerca să-l lanseze pe Cătălin Ștefănescu. Acesta este lipit de tușa stângă. Au schimbat nemțenii câte ceva în așezarea echipei. Acum își reiau pozițiile. Ștefănescu se duce în centru, însă urmărește degeaba acest balon, pentru că Bornescu este primul la minge. Da, Augustus Constantin și Chiros Vasaras, apropiații, sau nu, chiar conducerea Comisiei Centrale a Arbitrilor, conducerea executivă cel puțin, spunea că
Alexandru Deaconu are și el în continuare un cuvânt important de spus la, la CCA. Pancu se bate acolo cu margină, cu știri de cauză are veteranul Rapidului. Ultimul minut, ultimele secvențe ale acestei prime reprize, o repriză frumoasă, antrenantă, cu ocazii și de o parte și de cealaltă, Rapidul însă cu marile șanse de gol, una dintre ele materializată până la urmă de Mădălin Martin în urma unei combinații cu Iulian Roșu. Lovitură liberă de la mare distanță de poarta lui Calancea, să vedem dacă Pancu va alege varianta unui șut direct pe poartă, distanța vă spuneam considerabilă, undeva la 25 de metri, un minut suplimentar pentru această primă parte a jocului din Giulești, zi din trei jucători făcut de cei de la Ceahlăul. Pancu își ia un elan mare, trage în zid, mingea ricoșează la Călin, Vali Negru va scoate la margine, probabil nu pentru Tânc, ezită Negru, a pierdut un tempo important și iată rezultatul. Ezită și Costă pe rapidiște această ezitare a lui Vali Negru, a întârziat repunerea în punerea în valoare a poziției în care se afla Andrei Tânc mai devreme. După cum scrie Gazeta Sporturilor pe site-ul său, mai devreme astăzi a fost o ședință maraton a Comitetului Executiv al FRF, de aproape 6 ore, în care unul dintre președinții de cluburi din Liga 1 a cerut demisia conducerii Comisiei Centrale Arbitrilor. Este vorba despre președintele lui Gazmetan Mediaș, spun sursele Gazetei Sporturilor. Lansare către Iulian Roșu în marginea careului advers, vine târziu margină, Roșu poate centra, întârzie și obține cornerul până la urmă. Rapid încheie această primă repriză. Nu. Tocmai spuneam că Rapidul va încheia prima repriză în ofensivă, oricum prima repriză s-a încheiat cu tot cu prelungiri și a așteptat Horatiu Feșnic această degajare a lui Calancea. Nefastă de 6 meciuri fără victorie în campionat. L-ați văzut mai devreme și pe Sebastian Chitoșcă, discutând amical cu centralul acestei partide. Horatiu Feșnic din Cluj-Napoca este la conducerea meciului, ajutat de Florin Păunescu din Râmnicu-Vâlcea și de Marius Badea, de asemenea, din Râmnicu-Vâlcea. Arbitrul de rezervă, Marius Chioran din Cluj, observatorii partidei, Aron Huzu din Sibiu și Valer Schuller din Brașov. În tribuna oficială a stadionului Giulești, foarte multe personalități din fotbal, inclusiv președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, grecul Kiros Vasaras, alături de Augustus Constantin, inclusiv Dinu Gheorghe, Renzo Rossi, inclusiv Angelo Massone, cel care a vrut să preia Rapidul la un moment dat, este și el aici în tribuna oficială a stadionului Rapid. Recuperează gazdele, marcatorul golului Martin faultează, însă nu s-a auzit fluierul centralului Feșnic, însă jocul este oprit, căzut acolo mijlocașul la închidere al Ceahlăului Tăbăcariu, lovit genunchi în genunchi cu adversarul său. Lovitură liberă în favoarea oaspeților. O lovitură liberă pe care o va bate Doru Popadiuc, cei mai înalți jucători ai Ceahlăului. Este vorba despre Andrei Pavel și de fundașii centrali Gorea și Ichim. Sunt în marginea careului rapidist, așteptând o centrare. La o eventuală recuperare sunt Onciu și Cătălin Ștefănescu. Îl vedem pe Doru Popadiuc, internațional român de tineret, și concentrarea lui Mircea Bornescu la fiecare fază fixă din preajma careului său. A dus centralul acestei partide, zidul rapidist, format din doi oameni, la distanța regulamentară și acum fluieră reluarea jocului. Centrează Popadiuc, a fost mai degrabă o încercare de șut direct spre poarta lui Bornescu, atent, golkeeperul Rapidului a reținut de lângă vinclu. Nici o problemă pentru Bornescu la această minge a lui Popadiuc. Și Rapidul are un jucător convocat la Naționala de Tineret. Noul selecționer Mihai Teja l-a chemat pe Vali Balint pentru meciul amical cu Serbia. Călin acum se bate acolo pentru minge cu Tăbăcariu. Au câștigat nemțenii și pot declanșa contraatacul. Să vedem, dar viteza nu este una cu care să-i surprindă nemțenii pe rapidiști. Țepeș și Marian Stoica, în cele din urmă rapidistul va arunca de la margine.
Marian Stoica a început acest sezon ca titular, el și cu Selagea formau flancul stâng al Rapidului, apoi în urma achizițiilor de jucători în Giulești, cei doi și-au pierdut posturile de titular. Iată că Stoica, până la urmă, revine în această poziție și tot el va bate lovitura liberă, ba nu, îl lasă pe fundașul central Iacob să execute. Noi l-am văzut în prim plan pe Iulian Roșu, autorul pasei decisive la singurul gol al meciului de până acum. Vali Negru scapă ușor prin dribling de Cătălin Ștefănescu, apoi o minge către Andrei Pavel, a încercat să devieze cu călcăiul, nu a atins mingea și Cornescu își repune echipa în ofensivă. Pasă către Alex Coman, din nou Vali Negru și din nou duelul său cu Onciu. Se vede la Vali Negru și se simte în joc experiența superioară în fața adversarilor de la Ceahlăul. Centrare în care o urmărea Iulian Roșu această minge. Îl ceartă acolo Ichim pe colegul său din apărare, pe Gorea, cel care a întârziat să iasă la acea minge. Și acum o lovitură liberă în favoarea oaspeților. Ultima dată când Rapid și Ceahlăul s-au întâlnit în Liga 1 a fost în sezonul 2012-2013. A fost 0-0 la Piatra Neamț și aici în Giulești Rapidul a câștigat cu 2-0. Marcau Ciolacu și Ovidiu Herea. Antrenor la Rapid era și atunci ca și acum Marian Rada. Ciolacu doar rezervă în această partidă, deși și el a început sezonul ca titular, a marcat în Cupa Ligii Adeplast împotriva Craiovei, a marcat un gol spectaculos împotriva celor de la Viitorul, dar ușor, ușor a fost trecut în rezervă. Comince cu exteriorul acolo trimisă de Onciu, a recuperat Coman, apoi o ciocnire tare aproape de centrul terenului și să vedem decizia arbitrului din Cluj-Napoca. Este lovitură liberă în favoarea Rapidului. Vali Negru rămâne întins pe gazon după această șarge a capitanului oaspeților. Este vorba despre Onciu. S-au ridicat amândoi. Marius Onciu avertizat din nou verbal de centralul acestei partide, care în prima repriză a arătat un singur cartonaș galben, Mădălin Martin, pentru un foul din spate asupra lui Chitoșcă. A văzut singurul cartonaș galben de până acum al meciului. Da, un arbitru care preferă varianta dialogului, nu a sărit repede cu cartonașele galbene, deși poate au mai fost faze la care se impunea avertizmentul. Arbitrul a preferat însă să ia cu frumosul pe jucătorii celor două echipe și cred că a procedat corect. Asta este și părerea mea. Lansare către Chitoșcă, acolo Daniel Lung are prin planul, îi trimite lui Bornescu. Portarul Rapidului nu se complică, degajează cât mai departe. L-a căutat pe Mădălin Martin, apoi Călin în duel cu Onciu. Rapidiștii sunt cu balonul la picior, o pasă în lung de linie care însă nu ajunge la Roșu. Acolo Gorea este mai bine plasat. Nu foarte departe a trimis Gorea și iată Rapidul avea trei jucători în acea zonă a terenului, însă nu s-au înțeles între ei, au pierdut foarte ușor mingea, au cedat posesia extrem de simplu. Atac al Ceahlăului cu Alexandru, cu Țepeș, marginea este cel care a fost faultat, însă nu s-a acordat nimic, jocul va fi reluat din colțul careului mic al lui Mircea Bornescu. Îl vedem pe Alexandru Margină, o improvizație pe postul de fundaș stânga, unde Vaidas Slavikas este suspendat. Am mai enumerat absențele din cele două echipe și în prima repriză. Foarte mulți accidentați și suspendați în cele două echipe. Se temea Florin Marin că nu va avea 18 jucători pe care să-i treacă pe foaia de joc pentru această partidă. Până la urmă a făcut 18 jucători pe banca Ceahlăului, pe lângă portarul Iovici. Mai sunt Cârjan, Căruță, Mândrușcă, Rusu, Drăghiceanu și Mateciuc. Jucători foarte tineri, jucători care, dacă ar intra în joc, ar însemna pentru ei debutul în Liga 1. Atacă Ceahlăul, un hands mi s-a părut acolo la Alex Coman. Și mie mi s-a părut și într-adevăr. Și se dă într-adevăr o minge pe care Țepeș a săltat-o acolo. Și iată, se vede aici cum Coman oprește mingea cu mâna. Va fi lovitură liberă pentru Ceahlăul. Cred că
Aceste faze ar reprezenta cam singura șansă pentru cei de la Ceahlăul să pună probleme în atac Rapidului, pentru că altfel nu am văzut cine știe ce faze elaborate de la jucătorii lui Florin Marin. Execută Chitoșcă, n-o face rău, respinge de acolo Iacob, se accidentează. Rapidiștii au degajat și arbitrul este nevoit să oprească jocul, pentru că Iacob acuză o accidentare. Cred că a căzut rău pe picior. S-a auzit până aici în cabina de comentariu strigătul său de durere și veste proastă pentru Marian Rada. E puțin probabil ca Alexandru Iacob să poată continua această partidă. Face semn de schimbare Mircea Bornescu către banca echipei sale. Iată-l pe Iacob respingând și apoi, da, a călcat strâmbul la aterizare. Este în afara terenului, dar este în poarta lui Bornescu. Trebuie scos de acolo pentru ca jocul să poată fi reluat. Probabil Marian Rada a nevoit să mute deja din debutul reprizei a doua. Iată, au trecut 8 minute și jumătate din partea secundă. Pe banca Rapidului, pe lângă portarul Drăghia, mai sunt Alexandru Dan, Andrei Ciolacu, Andrei Dăruială, Rui Miguel, Cojocnean și Laurențiu Buș. Va intra Rui Miguel, cel puțin așa se pare, și probabil, dacă Iacob nu va mai putea continua, Vali Negru va fi retras în centrul defensivei Rapidului. Nu ar fi prima oară și probabil că nici ultima oară. Da, face semn centralul Horatiu Feșnic către banca de rezerve a Rapidului. L-am văzut acolo și pe Dănuț Pârjă, lângă jucătorul care urmează să intre în joc. Se produc mutări în așezarea Rapidului. Îl văd pe Alexandru Coman mergând în dreapta. Fundaș dreapta va fi Coman și Tânc și cu Lung vor fi fundași centrali. Stoica rămâne pe poziția de fundaș stânga Rapid. Și Negru de asemenea rămâne pe poziția lui de mijlocaș defensiv. Câștigă Ichim acolo duelul cu Roșu. Acum Andrei Pavel, un dribling reușit, se întoarce însă greu. Atacantul Ceahlăului și acum este șansa de contraatac pentru Rapid. Să vedem, s-ar putea ca Iacob să mai poată continua jocul. Îl văd îndreptându-se în viteză spre centrul terenului. Urmărim însă acest atac al rapidiștilor, blocat însă și va fi lovitură de la colțul terenului. Da, Iacob a ajuns în dreptul băncii de rezerve a echipei sale. Îl întreabă Perge dacă este ok, dacă poate reveni în joc, și revine Iacob în teren. Cu toate acestea, Rapidul va face acea schimbare. Rui Miguel nu degeaba era pe marginea terenului. Îl vedem pe Alexandru Coman. Iese din teren Călin și în locul său evoluează din acest minut 56 Rui Miguel, portughezul care a mai jucat în România la Astra. Se va bate cât de curând cornerul în favoarea rapidiștilor. L-am văzut pe Coman pregătit să centreze. Daniel Pancu așteaptă și el în careu o minge utilă. Vine centrarea, lovitura cu capul a lui Iacob, cred, revenit în teren, însă mingea se duce destul de mult peste poarta lui Nicolae Calancea. Vorbeai în prima repriză de faptul că Marian Rada are două victorii în patru meciuri împotriva celor de la Ceahlăul, o remiză și o înfrângere. Florin Marin doar 6 victorii în 25 de partide împotriva celor de la Rapid. Ca antrenor, da, pentru că spuneam ca jucător, Florin Marin a apărat culorile Rapidului. A fost junior la Rapid, antrenorul Ceahlăului, și a debutat în prima divizie chiar în tricoul alb-vișiniu. Ceahlăul în ofensivă cu Doru Popadiuc, apare imediat Vali Negru lângă el și îl deposedează. Nemțenii vor repune de la margine prin Andrei Țepeș. Apare Onciu la pasă, îl preferă Țepeș pe Andrei Pavel. Vor fi mulți sărbătoriți la Ceahlăul pe 30 noiembrie. Să vedem această ocazie cu gol. Nu este gol, plasa laterală este lovită de mingea trimisă de Sebastian Chitoșcă. Ocazie mare a Ceahlăului. În minutul 57 nemțenii puteau să egaleze în Giulești. Iată, nu este offside la Chitoșcă și
Și acesta saltă mingea peste Bornescu, mingea atinge plasa, însă o face prin afara porții. Și dacă s-ar respecta scenariul din prima repriză, ar trebui să mai marcheze Rapidul după ocaziile mari ale Ceahlăului. Așa s-a întâmplat în prima parte. Vă spuneam de acele șanse de gol pe care le-a avut Gorea, apoi Rapidul a reușit să deschidă scorul, șansă uriașă pentru Chitoșcă de a restabili egalitatea. Rapidul un atac prin Coman, Coman pasă pentru Roșu, Roșu caută un coleg liber, l-a căutat pe Pancu, Negru întâmpinat acolo de Tăbăcariu, s-au ciocnit violent cei doi jucători, un șut deviat și va fi corner pentru Rapid, un șut bun al lui Tânc. Ciocnire tare acolo între Negru și Tăbăcariu. Jucătorul Ceahlăului este cel care, dacă putem căuta un vinovat, el este cel care a faultat. Negru se resimte și din nou intră pe teren echipele medicale ale ambelor formații. Și Tăbăcariu și Valinegru au nevoie de îngrijit. Din nou Coman se duce la centrul terenului, pregătindu-se să bată cornerul. Dar jocul nu cred că se va relua, se va relua prea curând, pentru că ambii jucători suferă teribil după acea ciocnire violentă. Tăbăcariu pare să-și fie revenit, însă Valinegru nu știu dacă va mai putea continua jocul. Mișcările lui erau ample, făcea exact semn că nu prea mai poate. Se ridică, strânge și el din dinți. Rapidul are nevoie de experiența unui jucător precum Valinegru. Valinegru și Pancu, de asemenea Bornescu, cei mai experimentați jucători din echipa Rapidului. Exact de asta nu aveau nevoie cei doi antrenori, de accidentări suplimentare care să le pună și mai mult în pericol primele formații. Iese în afara terenului Tăbăcariu, Valinegru este scos și el, dar pe partea tribunei a doua. Andrei Pavel în prim plan, 22 de ani, un gol marcat până acum în 13 etape în Liga 1. De cealaltă parte, repet, George Cârjean este pe banca de rezervă. Centrează Coman, o face la colțul scurt, o încercare de deviere cu capul pe spate a lui Daniel Pancu. Mingea iese însă în afara terenului și se grebește Nicolae Calancea să repună balonul în joc. Iată-l și pe Mircea Lucescu în Giulești. Spuneai de Mircea Rednic, a adus ultimul titlu al Rapidului în 2003. Mircea Lucescu, autorul unei performanțe asemănătoare, însă penultimul titlu, cel din 1999, este în palmaresul său. Și într-adevăr, numai VIP-uri, numai unul și unul la tribuna oficială a e stadionului. E devenit în Giulești în această seară, da? Giuleștiul are în continuare farmec, deși Rapidul nu trece prin cea mai bună perioadă din istoria sa. Iată, Rapidul atrage în continuare ca un magnet. Mircea Lucescu un pic nemulțumit după egalul echipei sale Șahtior Donețk, 0-0 în ultima etapă din Ucraina cu Dnieper. Însă își dorește o victorie la Porto pentru a repara rezultatul mincinos din meciul turc, când Shakhtar a condus cu 2-0 până spre finalul meciului, ce a fost egalat nefericit în prelungiri. Atacă Rapidul, Rui Miguel întoarce mingea însă pentru Tânc, preferă un pozițional rapidiștii și acum lung pus sub presiune. Trei jucători aici a Clăului se aflau în apropierea sa, a preferat o pasă acasă cu Bornescu. L-am revăzut pe Marian Rada în aceeași poziție ca la începutul meciului, nu i se poate citi pe chip absolut nimic. Da, este Marian Rada într-adevăr. Și totuși, echipa sa aproape de a treia victorie în această ediție de campionat. Ar putea face giuleștenii 12 puncte. Și cu ce și-au mai propus ei să culeagă până la finalul turului, ar putea aborda pauza de iarnă cu o mină un pic mai relaxată. Rapidul, după cum spunea Marian Rada, în cea mai proastă situație din 1989, din ultimii 25 ani, în acel an giuleștenii retrogradau, atunci când s-au aflat pe penultimul loc în clasament. Lovitură liberă acum pentru Ceahlăul. Rui Miguel a avertizat și el de centralul veșnic și iată intrarea cu talpa a portughezului, o intrare urâtă, fără legătură cu balonul. Onciu este victima mijlocașului rapidist.
Am intrat în ultima jumătate de ora partidei. Rapidul este în continuare la conducere prin reușita lui Mădălin Martin din minutul 22. Ceahlăul în ofensivă cu Andrei Pavel întorcând această minge către Cătălin Ștefănescu. Daniel Lung mai bine plasat își pune echipa pe contraatac. Să vedem explozia lui Mădălin Martin. A încercat un 1-2 cu Rui Miguel, însă nu a ieșit la fel de bine ca faza din minutul 22, acel give and go cu Iulian Roșu. S-a apărat foarte bine margină la această fază. Are spins în afara terenului de joc Rui Miguel cu pieptul și va fi corner pentru Rapid. Cu siguranță rapidiștii își vor trimite oamenii cu statură impozantă în careul lui Calancea. Se duc acolo Iacob, se duce și Lung și Vali Negru, ușurel așa, se îndreaptă către careul advers. Va executa Iulian Roșu. Minutul 63. În continuare Rapid Ceahlăul 1-0. Bate Roșu, respinge Ichim, Chitoșcă și Coman aleargă. Primul la minge este fotbalistul Ceahlăului, cel care a avut o ocazie monumentală ceva mai devreme. O minge degajată, pus sub presiune la această fază. Tân nu avea voie să greșească pentru că Andrei Pavel aștepta acolo greșeala. Degajarea lui Bornescu, lungă în jumătatea adversă de teren. Roșu l-a păcălit pe marginea acolo cu o săritură falsă. Mădălin Martin, prea relaxat, a tratat cu superficialitate această pasă. Mingea ajunge la tâng. Acum Rui Miguel, n-a fost rea intenția portughezului, care văzuse acolo culoarul, a încercat să spargă defensiva oaspete. Rui Miguel pentru Roșu. Pentru Iulian Roșu, într-adevăr, trebuia să fie această pasă. Apărătorii nemțeni au sesizat însă intenția și au blocat culoarul. Tot Rui Miguel încearcă devierea și către același Iulian Roșu. Din nou Gorea, atent, replica Ceahlăului cu Cătălin Ștefănescu atacând careul lui Bornescu. Mingea în margine, acolo Marian Stoica este ajutat, însă nu reușește să evite autul și nemțenii vor avea repunerea de la margine din jumătatea de teren a Rapidului. 25 de minute ar mai fi din această partidă. Giuleștenii cu siguranță și-ar mai dori măcar un gol pentru a-și asigura această victorie. Ar fi a doua în fața propriilor suporteri după cea cu Universitatea Cluj, acel 2-1 din etapa a șasea. Însă, iată, nemțenii arată în continuare că, în ciuda absențelor numeroase pe care le-au luat, da, îi se scandează numele lui Mircea Lucescu, nemțenii arată că sunt o nucă tare. Totuși, au arătat și etapa trecută la Giurgiu și, iată, acum și Rapidul își dă seama că e greu să desfacă apărarea nemțenilor. Lumea de la tribuna oficială se ridică în picioare și aplaudă prezența lui Mircea Lucescu și galeria. Cu siguranță au aflat că este în tribună de la Look TV, pentru că nu multă lume și-a dat seama că Mircea Lucescu este prezent în Giulești. Și din nou galeria rapidistă și aduce omagiul antrenorului care a adus în Giulești al doilea titlu de campioană după cel din 1967. Nemțenii în posesia balonului, Gorea către Ichim. Doar Iulian Roșu face pressing din partea rapidiștilor. În rest, ceilalți 9 jucători de câmp sunt bine așezați în propria jumătate și încearcă, iată, să iasă pe contraatacuri rapide cu Mădălin Martin pentru Roșu. Față în față cu Ichim, ajută și Daniel Pancu. Pasă un pic cam lungă, însă Roșu probabil va ajunge. Centrează Iulian Roșu, sare la cap Coman, recentrează Rui Miguel cu latul și se opune Gorea. Continuă atacul Rapidului, însă Marian Stoica, să vedem dacă mingea va fi a rapidiștilor. Da, iată-l pe Mircea Lucescu, lângă el Dinu Gheorghe. Noi revedem centrarea lui Roșu, o minge întoarsă inteligent de Coman, șutul lui Rui Miguel blocat acolo. Nu cu latul se dă așa, sau dacă dai cu latul plasezi mingea, nu o trimiți pe centrul porții, acolo unde erau și portarul Calancea și și fundașii central. A intrat favoritul tău, Cârjan? Nu că e favorit meu, dar mi se părea, rămân la părerea că pentru un meci în deplasare un atacant cum este George Cârjean este mai util Ceahlăului decât unul ca Andrei Pavel.
Dârjan golgheterul Ceahlăului în absența capitanului Vlad Achim, care este accidentat pe o perioadă foarte lungă, a fost operat în Turcia la o clinică din Istanbul și de-abia în iarnă va începe recuperarea. Din nou roșu pentru lui Miguel, portughezul cu a doua șansă irosită, din nou un șut în adversar, continuă atacul Rapidului, roșu cu călcâiul pentru același lui Miguel. Ocazii din nou multe și mari la poarta Ceahlăului, o centrare acum dezamăgitoare a lui Lung. Minutul 68, 1-0, Rapid Ceahlăul, Rapidul putea să-și dubleze avantajul, însă Rui Miguel a fost imprecis la finalizare. Primul meci din cariera de antrenor al lui Marian Rada a fost chiar împotriva Ceahlăului. Se întâmpla acum 17 ani și jumătate, în martie 97. Și nemțenii învingeau atunci cu 3-1 în Giulești. Iar pe banca Ceahlăului era chiar Florin Marin, aflăm de pe site-ul Gazetei Sporturilor. Să vedem un nou atac al Rapidului cu Rui Miguel șutând cu plinul de această dată, însă neprinzând cadrul porții lui Calancea. Aplauze totuși din tribună pentru execuția mijlocașului rapidist. A deviat cu capul Andrei Pavel, ar putea fi o soluție pentru Ceahlăul această combinație între Pavel și Cârjan, primul urmând să-i furnizeze baloane utile celui nou introdus în teren. Rui Miguel primind de la Negru, reprimește Negru, pasă bună pentru Roșu! Roșu!